Să vă spun despre fiecare nativ în parte ce ar trebui sau nu să facă astăzi, pentru că unii dintre ei se și ceartă. Să vedem cine. Berbecii tind să apeleze la critică, în special în raport cu persoana iubită. Dacă găsiți doar aspecte negative, astăzi ar trebui să vă forțați puțin și să vedeți lucrurile frumoase pe care le fac oamenii din jurul vostru. Este foarte posibil ca taurii să nu se simtă confortabil nici acasă, nici la serviciu, dar cineva la care nu se așteaptă le va schimba dispoziția instant. Datorită activităților pe care le fac împreună cu prietenii, gemenii își pot analiza relațiile cu aceștia, lucru care vă poate ajuta mai ales dacă plănuiți să faceți ceva cu ei și în mediul de business. Racii au puterea de a obține bani prin intermediul lucrurilor pe care știu să le facă, indiferent dacă vorbim de un hobby sau de cariera lor actuală. Cert este că asta vă ajută pe plan profesional. Nativii leu ar trebui să vadă imaginea de ansamblu și să nu se mai concentreze pe lucrurile minore care îi deranjează. Și cel mai important, încercați să nu mai judecați așa mult azi. Fecioarele simt nevoia să stea singure. Chiar dacă vreți să fiți mai retrase, tot veți avea nevoie de bani pentru a putea ieși la întâlnirile pe care nu aveți cum să le mai amânați. Balanțele au ocazia să semneze un contract despre care au aflat pe ultima sută de metri. Un contract care vă va ajuta mult pe viitor și pe care nu trebuie să-l cercetați prea mult. Pentru scorpioni, o nouă activitate de business este subiectul principal de azi, mai ales că sunt mari șanse să ocupați o nouă poziție la job. Nu putem spune același lucru despre săgetătorii care sunt avantajați pe sectorul călătoriilor. Este un moment excelent să analizați ofertele alături de persoana iubită. Capricornii au nevoie de un împrumut, iar ulterior trebuie să se hotărască ce vor să facă cu el. Cel mai probabil veți cumpăra o casă, un teren sau veți renova. Nativii vărsători trebuie să fie atenți la prietenii lor. Unul dintre ei poate deveni chiar partenerul lor. Nu priviți situația cu scepticism, ci bucurați-vă de relația de iubire care se poate înfiripa. Iar peștii sunt avantajați dacă vor să facă curățenie atât în casă cât și la job. Iar cineva de la serviciu vă susține în toate proiectele pe care le aveți în minte. Atât pentru moment, dacă vă interesează să aflați mai multe detalii despre ce spun stelele, puteți face asta accesând site-ul astrologului Nicoleta Ghiriș.